Am văzut în Partidul Național Liberal încă de la începutul anului voci care susțin nevoia de o schimbare și de o schimbare a leadership-ului și mă refer aici la schimbarea domnului Ludovic Orban din funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Cum vedeți dumneavoastră toată această situație? În 2017 la Congres am ales un președinte. La 4 ani, după alegerile parlamentare în general, avem un alt congres. Vom avea în acest moment un congres în care putem să alegem un președinte. În măsura în care există și alternative, atunci pot veni să se înscrie, eu știu, pentru funcție de președinte. Suntem un partid viu. Partidul Național Liberal tot timpul a fost un partid mai boem, poate mai vocal, cu un alt tip de oameni și cu principii. Cred că este timp în care trebuie să ne analizăm fiecare dintre noi. Și să ne analizăm atât ca și membrii de partid, atât ca și conducerea partidului, cât și ca perspective și ce vrem de la noi. Când vrem să ajungem undeva, trebuie să convingem mai multă lume că suntem buni să ajungem acolo. Deocamdată mergem înainte, avem un președinte, Ludovic Orban, anul acesta vom avea congres, în măsura în care vom vedea că, într-adevăr, sunt mai multe perspective sau sunt mai mulți colegi care vor să candideze, atunci vom alege oferta cea mai bună. Am văzut că filialele zilele acestea tot transmit comunicate, da? Unele susțin pe Ludovic Orban, altele, cum ar fi cele din Ardeal, susțin nevoia unei schimbări. Dumneavoastră, unde vă situați? Nu cred că trebuie să transmite nimic. Noi avem un președinte și avem un birou executiv și un birou politic național ales. Până la viitorul congres, Ludovic Orban este președinte și avem birou executiv, birou politic național. Ele trebuie să existe într-un partid cu principii democratice, într-un partid liberal. Eu nu știu dacă este nevoie să ne arătăm atașamentul față de unul sau de altul. Avem un președinte al Partidului Național Liberal. A greșit Rareș Bogdan când a ieșit public cu acele acuzații? Nu este puterea mea să spun că a greșit cineva. Nu, n-a greșit nimeni. Poate ar fi trebuit discutat în interiorul partidului. Cred că era o soluție, dar noi suntem un partid liber. Un partid liberal și ne expunem opiniile și atitudinea. Poate modul în care s-a făcut, dar nu. Eu sunt adeptul exprimării opiniilor liber în Partidul Național Liberal. Mai rămâne să avem și adepții care să ne susțină în opiniile noastre și, eu știu, postul sau locul pe care îl vizăm în interiorul conducerii partidului să ne-l asigurăm tocmai cu suportul unor oameni sau unor organizații. Deci nu, Partidul Național este un partid liber, Partidul Național Liberal. Este un partid al unei voci pe care ți-o poți exprima. Dar, mă repet, cred că în interior ar fi mai bine decât în public. Și până la congres avem un președinte, avem un birou executiv, un birou politic național.